La aproape 5 luni de când și-a declarat independența politică, primarul Laurențiu Leoreanu poartă acum discuții cu mai multe formațiuni politice interesate să-l aducă alături. Deși discuții se poartă de la începutul anului, edilul se pare că nu se grăbește deloc în a face pasul. Asta și deoarece condiția obligatorie pentru înscrierea într-un partid este ca reprezentanții formațiunii să-l primească cu tot cu echipă. Suntem încă în discuții și n-aș vrea să, cum am discutat și colegii mei, să puneți nicio presiune pe mine ca să încercăm lucrurile să se așeze în voia lor. Nu vă ascund că am avut discuții și în acest sens la București și ele se poartă în continuare. Primarul Laurențiu Leoreanu spune că în linii mari discuțiile și viitorul este clar, dar mai sunt de stabilit câteva detalii. Să mă gândesc foarte bine și să încerc să respect valorile pentru care am luptat și spiritul de echipă să rămână mereu, să mă gândesc deci eu am în momentul acesta mai multe oferte pe masă. Unele oferte se leagă și de prezența mea, dar nu neapărat de prezența oamenilor din echipă. Ori eu, împreună cu oamenii mei, formăm o echipă. Cine mă vrea pe mine, vrea echipa în integrum. Cine nu, înseamnă că nu mă vrea. Edilul spune că decizia se va lua alături de echipa care l-a sprijinit până acum, dar se va gândi și la viitorul politic către care se îndreaptă România. Mai sunt discuții, mai sunt negocieri în care mai sunt... Este asumat, să spunem, la nivel general, dar mai sunt mici detalii. Ori mie îmi place când plec la drum să fie totul asumat și să fie totul foarte clar. Primarul Romanului spune că soția l-a sfătuit să calculeze bine pasul către o formațiune sau alta, dar pe lângă acest lucru clar este că nu va semna dacă nu vor fi primiți și colegii din echipa sa. Și vreau să discut cu reprezentanți din mai mult spectru, ca mâine să nu mi se spună, dar o zis ăla, dar eu n-am zis așa. Înțelegeți? Și săptămâna viitoare vom mai avea o întâlnire care posibil să dea decisivă. Primarul Laurențiu Leoreanu și echipa de consilieri locali și județeni ai PDL au trecut la independenți în octombrie cu ajutorul ordonanței Dragnea. Dar încă de atunci edilul a declarat că în acest an se va înscrie într-un partid politic pentru că vrei nu vrei, pentru a putea candida și face ceva pentru alegători, este nevoie de o forță în spate. Rămâne de văzut dacă primarul și echipa sa vor face pasul către stânga sau vor rămâne fideli politicilor de dreapta.